trage binul sec. Îmi place să petrec la băutură, să mă întrec, sunt ciumec. În 1998, un sfert din populația țării trăia sub limita sărăciei. Infracționalitatea atingea cote maxime. Hagi se retrăgea de la Națională în lacrimi, iar moda băieților de cartier punea stăpânire pe România. Cred că nimeni n-a înțeles. Bună seara, prieteni! Scumpă doamnă, vă scriu despre fiul dumneavoastră, pe care l-ați scăpat în lan și m-a acuzat că sunt o influență proastă cu ce scot în contei. Ce bine ar fi să fac o strofă în care totul e ok. Și la vreo 2-3 zile după ce am scris-o, toată lumea să se sucească după ce am zis eu. Dar nu e așa simplu, aș vrea să pot să-i schimb că și-o ar tri și tragi toți la față, parcă seamănă cu Cristi. Și nu vorbesc de intru. Istoria hip-hop-ului românesc începe cumva acum. Am încercat să schimbăm viziunea, eu cred că am reușit, dar ne-a luat ceva timp. Noi ar trebui să venim cu alternativă și să educăm cum ar veni oamenii că uite, se poate și așa. Fiecare material a adus ceva nou, ăla a adus un flow nou, ăla a adus un instrumentație nouă și încep muzica se duce. Oamenii care cântă hip-hop au ajuns la un nivel de abilități tehnice, de, nu știu, nivel de percepție, care le permite să preia foarte fluid ce se întâmplă în societate. Eu cred că trebuie să fii foarte bine ancorat în realitatea țării respective ca să poți să faci hip-hop. Stai puțin, ce avem noi aici? Ce am putea să facem ca să fie în același timp corect și în același timp autohton, să fie ceva special de aici? Ideea e să fii tu ce n-au fost alții. Atunci ești mechi. Când va apărea? Bună întrebare. Pentru că toată lumea, toate forumurile, toate canalele de YouTube sunt pline. Pot de să răspund eu? Te rog. Când e gata. Asta e cea clasic, mai bună. Cred că am ajuns la concluzia că nu vrem să ne grăbim cu el. Rolul cartierului. Rolul cartierului în anii 90 și ce, cum a ajuns el atunci ca un fenomen comunist și rolul cartierului în ziua de astăzi și cum s-a schimbat. Și în prisma discuției asta poți să vezi și un pic din evoluția hip-hopului românesc, cum el s-a schimbat. Că nu mai e, ziceai și tu atunci în interviu, că nu mai e vorba despre băieții din fața blocului neapărat. Rolul cartierului, cred că ziceam că atunci, sper să nu mă contrazic acum cu ce am zis acolo, dar atunci chiar era proeminent și avea un rol pentru toți puștii. Adică acum eu nu simt că se mai trăiește viața aia de cartier și nici nu mai e reflectată în muzică. Și hip-hop oricum s-a mutat oarecum de la... A pornit de la niște băieți care au făcut hip-hop la începutul anilor 90, prin 94, etc. Zic de primele formații. Cu inspirație din America. Evident că de unde altundeva și până la urmă hip-hop-ul e ceva care a fost creat acolo. A venit aici, s-au apucat de cântat, au răsărit formații precum Paraziții, Mafia, La Familia, care l-au făcut foarte popular. Cartier. Hip-hop în România. Trei băieți din București s-au întâlnit după niște blocuri din cartierul Pantelimon în 1993 și s-au hotărât să facă o trupă de muzică hip-hop. Trei băieți din PTM. Ambițioși și entuziaști, Vlad, Dragoș și Alin nu s-au gândit niciodată că după mai bine de 20 de ani vor să fie una dintre cele mai longevive trupe de după Revoluție și una dintre cele mai puternice voci din muzica românească.
Ei sunt B.U.G. Mafia. După blocurile gri stăm noi, majoritatea se mai înalte la șosea. Să nu se vadă foamea, să nu se vadă băieții care prostesc pe proști. Pe ăștia ce se dau la mine-i fut în câte-i râd. Unul câte unul sau le dau la toți în gri. Că nu-și dau seama că în față un adevărat care nu se dă în spate de la un asasinat. Poliția prinde doar la bagi și găina. Degeaba vă bazați pe ei, le pică de criminal. Nu se încurcă, nu se bagă și nu-i un simplu atentat. E masă cui genocid, e mâna unui psihopat. Îi pândește teama că vor fi de nerecunoscut. Încearcă să te ascunzi, că vei fi la rândul tău. Ne-am întors în studioul Tana Nana, suntem la Urban Groove cu Paraziții. Să vorbim despre zilele începuturilor noastre. Toată lumea era la nivel, două, trei piese, Racla avea Nicolo, cele mai multe piese. Erau mult. Acum, știi cum era la vremea aia? Făceai o piesă nouă și te întrebai unde aș putea să o pun. De nu mi-aduc aminte de ecran așa de atât de vechi. Mi-aduc aminte de rap atacuri. Cred că eram foarte bea. Alea erau la creang. Ale știu unde erau. Eram beți peste tot. Adică nu mai țin minte pe ecran. Mi se pare că a venit un pic mai 96 mi se pare. Da, aveți dreptate. Eu personal m-am apucat să scriu din momentul în care am fost pe 1 noiembrie 1993 la sala Polivalentă. I-am văzut vorbire directă. Vorbire directă cu tobă rece, cu screciuri, cu bas de mână. Eu n-am văzut așa ceva, îmi pare super rău că n-am fost acolo. Eu i-am auzit la Uniplus prima dată, m-am și întâlnit cu Chelu, m-am cunoscut acolo la Uniplus. Da, și am auzit la Uniplus. Pe când era trupa Cazier, dacă îți mai aduci aminte, cu Dinte. Erai tu cu Dinte. Care a fost prima piesă pe care ați lansat-o? Noi doi am cântat prima piesă în jur. În jur? Da, amândoi. Ceea ce faceți acum. Și suna așa pentru că eu insistam să cântăm prost. Și eu îmi spunea, băi, ar trebui să băgăm mai multe cuvinte pe măsură, ar trebui să facem asta. Nu, așa e bine. Și eu am distrus primele trei albume. Să știi că a avut mega impact aia în jur, adică toată lumea știa. Da, și dacă o asculti acum, nu știu, mie se ridică părul în pe spate, da, în scârbă. Se faci vârcola. Da, probabil pentru cei mai tineri sau cei care au deschis aparatele mai târziu, primul DJ al trupei a fost DJ Yes, pe care îl salutăm și acum dacă ne mai aude. Dacă... E viu. Cum să ne prezentăm? Deep, Yes și Tenie. Avem parlamente de boșoroci și hotoroci. Pe sus se așează jegu, pânza de păianjen. Ce decor, babacii ăștia nu mai mor. De cădere-n toate, căldită, răpănate, sine terminate, frate. Blocuri bune, ce arată bine, de pe caș pe tine. De frică să nu-ți cadă în cap, bucată cu bucată. Lasă pe altă dată, dar lasă pe altă dată. Următoarea victimă care... Cu toată sinceritatea mi-a spus la un moment dat, bă, ești de 10 ori mai groaznic decât Sapră. Și am spus să-ți mulțumesc, ăsta a dat compliment. Pentru că, nu știu dacă, adică sper să știți că freaca e membru fondator la Moromeții. Prima formulă denumită și formula de aur aia cu Baxter, da, Sapră și cu freaca. Cum se numea albumul? Gânditorul ce număr? 3927. Eu sunt... Sapro. Eu sunt Riddle Resurrector, cel mai iubit dintre pământeni. Eu sunt Grandmaster Big Boy. Lumea ne zice Moromeții. Vrei să știi de unde am aflat de puia? De unde l-am cunoscut prima oară? M-a chemat Vlad, nu? Da. Ai făcut niște negative alea atunci, parcă. Mhm. M-a chemat și mi-a arătat ce-și merge bine când cu băiatul ăsta. Pentru că erau doi în trupă. Aveam trupă dinainte, da. Erau doi, dar el a ieșit în evidență. Ghetto Birds. Atât. Și, da. Poate toate trupele la vremea aia trebuia să înceapă cu ceva cu ghetto. Sau Black. Ghetto. Black. Era la modă cuvântul ăla și atunci l-am folosit și noi. Ghetto Birds. Eram eu cu un băiat. Făceam melodii așa pe casete, aveam dublu casetofon, puneam o casetă într-o parte, de acolo era instrumentarul și o casetă goală în partea cealaltă, dădeai rec, microfonul de la casetofon înregistra și așa apăreau melodiile, casete metal, nu orice casete. Sau crom. Și aia de obicei, nu știu care era diferența, dar arătau și mai bine casetele oricum. Mm-hmm. Prima oară am fost la Chereștei.
97 albumul și 96 am fost noi în primăvară la Cherește și am făcut Degeaba te întreb, Singur contra lumii. A, da, am făcut acolo trei piese, da. Era treaba aia cu Maxi Singolul, cu, știi? Atunci când a auzit Cherește prima oară în jurături în studioul lui, unde a tras mai Angela Similia. Îți dai seama, n-a auzit în viața lui. Paraziții, mafia, la familia care l-au făcut foarte popular. Cartierul. Hip-hop în România. Că până atunci nu era, adică nu e ca și cum după Revoluție toată lumea a început să asculte hip-hop din America, știi? Nu, dar tema principală nu era nucleul ăsta. Se face că, da, era cartierul în prim plan acolo și atunci au stârnit un mare val de noi formații, au apărut foarte multe noi formații cu aceleași tendințe, să cânte despre cartier, să... și băieții de la Scara de Bloc și-au făcut formații. Că ăștia erau. Ați pățit și voi cu CTC-ul, nu? Da, noi oarecum suntem dintre aia care ascultam, am prins hip-hop-ul ăla de afară, adică am pornit cu el. Am fost câțiva care, la fel ca și ei, că nu e o diferență foarte mare de vârstă, știi? Și la fel și noi ne-am apucat și am ascultat hip-hop-ul de afară. Am fost atrași oarecum de altceva. M-aș asemui mai mult cu Delict, Racla, ascultam alte chestii de afară. Critice. Să se gândească că și Beatles sau cu Mama Rihanna. Să se gândească că erau și niște nebunii poate mai mari decât cele de acum ale noastre. Considerați că sunt alții mai tari decât voi? În afară. Nu știu, așa nu putem să facem comparație. Cuvânt în sus, o să dau plasă la toți fraierii când o să vin în casă. Clasă tu vei spune când o să vezi că spun pe masă. Lirici de înaltă natură spirituală, patriarhală. Cu formă ideală combat mâncava și gura voastră, care și dureri, bine așa. Audă la veri și frații din cartier, că toți cei care mă știu întotdeauna formă. Și că lirica mea emană de plin aromă de așa urmă. Dacă pe mine m-ai fi întrebat, bă, ce care... piesă ar trebui să-i trimit lui Uzi? Da. Aș fi zis ori scumpă, doamnă, ori lungul drum spre casă. Ok. Dar la lungul drum spre casă... Nu, că acolo este e... Este acolo norzeatic. E deja norzeatic, care e... Na, pentru mine e un fel de inspirație, așa. E cam singurul MC din România pe care pot să-l consider că m-a făcut să vreau să fac și eu asta, știi? Pe el l-aș pune acolo. Ție ți-a plăcut perioada de... perioada aia Metadon? Da, mi-a plăcut și Slick la fel... producătorul, cealaltă jumătate din Metadon, e cea mai mare influență pentru mine, cel care m-a făcut să ascult muzica asta, practic. Ăsta e al doilea album, Piuge Mafia, în 96, așa a arătat, da? Pe 8 iunie a apărut. 8 iunie la... Nu? Prima piesă care a plecat la radio a fost Încă o zi, încă o poveste. Încă o zi, încă o poveste, și dar... Și nu a prins. Și nu a prins, nu? Nu. Și am hotărât să trimitem Pantelimonul Petrece. Și a intrat piesa voastră Pantelimonul Petrece până pe locul 7 în România, în top 100, la vremea respectivă. Piesa a avut mare succes, v-am spus să filmați un videoclip pentru ea la Tele7 ABC, v-au zis noi, ce să căutați cu muzica asta, afară! Am avut noroc că chiar cu două săptămâni înainte de a scoate noi acest EP a apărut legea dreptului de autor, care obliga toate radiourile din România să aibă în repertoriu 40% muzică românească. Neexistând altceva, se difuza Biugi Mafia. Se difuza Biugi Mafia de două ori pe oră. Bun, și ați vândut, a fost la și ați vândut 22.000 de casete. Era un record la vremea aia să vin. S-o lăsăm așa, cu 22.000 de casete, deși era la concurență cu în vara respectivă cu Party in Transilvania lui Marius Dragomir, care a vândut vreo 400.000. Noi zicem cam 22, ce să zic. Acum. Da, era, păi da, dar atunci unde, la ce casă de discuri era? La Cat Music, primul album scos cu Cat Music. Oricum era incontrolabilă treaba. Da. Da, ce să îi faci, că e sâmbătă noaptea și se știe că noi nu dormim în ziua a șaptea. Pe
Povestea asta e fără sfârșit, dar cu un început. Ea s-a născut în cimitirul belucând, cu foamea în gât, cineva a luat cuvânt. Ce-a făcut crimă prin rimă cu ceea ce avea în gând. Vor prin vorbiri direct, se adună prin orașe. Se naște fără moșe într-o raclă fără moște. O lume fără torente în care erau pirați, paraziți, moromeți, mafioși sau renegați. Prin ghetto umblau daci, se crea conflict. O ardeau ilegal, se lăsa pe delict. Ca la dans, au băgat în ring raz. Cartelul să ia premiul Nobel pentru pace într-o cartier. Poveste începe cu niște tobe alese, trăiri intense nasc versuri diverse, vorbele în texte sunt puse peste flow-uri complexe și câte sunt șterse până când iese o viață trasă în piese, piese. Lovesc la țintă ca o pușcă sau flintă, puști ajung s-o simtă, mintea lor e uimită. O simplă rimă scrisă îi schimbă și mulți imită, parcă invocă vreo ființă la cum repetă în oglindă. Unii fură curent, da pe unul fură curent. Începe cu rap-ul, check it, limitai la cer ca ascet. Încetul cu încetul accede în cercuri cu ceata în centru. Freestyle până îi apare în față un mic, începe concertul, are nerv și în verbă. Nu vezi din vers, se observă cum scrie din călimară și n-are nicio rezervă. Sens multiplu în vers, simte ritmul din sample. Prinde kick-ul pe beat-uri, alții numai pe server. Începe piese decente, se agită, umple agende 101% până când iese perfect. Timpul trece, el trage și un an face cât 10. Zice că va fi legendă, momentan e profet. Omoară beat după beat până când dă primul hit. Visul lui de a fi un MC s-a împlinit. Întreb cine-i personajul din povestea n-a. Arată MC-ul tău preferat înainte să-ți placă. MC-ul tău, tău preferat înainte hip-hop-ul era cu lirică marfă la show-uri mare. Spectacol, grafer pe treabă cu tag-uri, MC cu flow-uri cu carul, DJ cu scratch-uri și cut-uri. Toți aveau harul, beat-uri și bar-uri, b-boy cu flick-flack-uri. Azi e liric rahitic, zic R.I.P. unde-i Biggie. Devine lipsit de feeling și nu mă mai identific. Toți trăiesc din amintiri și îi dau laudă goală. Și echipa națională e cea mai tare din țară. Dar când fiecare se dă cel mai bun MC, toți au paranoia lui Hamlet de a fi sau a nu fi. Dar umoară copilul din ei ca pastila de-a doua zi. Când încerc să fii ce nu ești, încep să uiți pentru ce scrii. Am vrut să fiu cel mai bun dintre voi. Când mă băgam la battle, restul luptau pentru locul 2. Dar mi-am dat seama că nu-i competiție, iartă. Sunt care pur românesc, n-are cine să mă mai fac. Am vrut să aduc MC în clip. Am vorbit cu cei mai grei, dar nu vor să apară împreună. Sunt certați între ei. Eddie Schneider, salut Eddie. Bine ați venit. Mulțumim foarte mult că ne primești. Cu mare drag. Și am înțeles că numele tău, nickname-ul sau cum era atunci, era DJ Phantom, nu? Așa era pe vreme. De la ce DJ Phantom? Pentru că nu vreau să ies în față. Eu aveam ăla din umbră, fantomaticul. Aici a fost o fabrică de marochinerie pe vremuri în care au lucrat ambii bunici ai mei. Asta e barul tău? Asta zic soția mea, bar is my lips. Zic, nu, nu-i bar, e altceva. Ok. De fapt, e intrarea secretă. Și microfonul e aici. Și acum intrăm în partea vintage, așa, în trecut, să spunem. S-a făcut lumină. Da, asta e o parte din producțiile mele. Andrea Bolan, Radu Ida, Casa Loco, Viugi Mafia, Andrei. Trei sud-est acolo. Și ei veneau la tine pentru ce? Pentru compoziția muzicală? Nu, veneau pentru sound-ul pe care l-am adus din Occident la vremea respectivă. Deci 96 m-am întors în țară cu un bagaj de cunoștințe și de librărie de sunete pe care nu prea o avea nimeni în România. De unde ți-ai făcut experiența asta? În Franța și în Germania. Deci am plecat de copil la vârsta de 13 ani, am crescut în Germania și am făcut facultatea în Franța și în timpul ăsta am lucrat în diverse studiouri și m-am întors cu experiență. Deci acasă aveam un mic home studio într-o cameră și veneau majoritate cu ideile lor. Okay. Deci îmi cântau din gură sau din instrument ceea ce vreau să facă și eu le dădeam haina finală pe care o știți cu toții de pe casetă. Ca, de exemplu, când venea Biugi Mafia. E foarte fain, nu? Da? Ne cunoșteam, au fost practic printre primii care au venit la mine și a fost un factor determinant de ce m-am întors în țară, pentru că am văzut că se întâmplă ceva. Dacă m-aș fi întors în 91 sau 92, nu era decât muzică ușoară, nu era nimic care să mă motiveze să fac. Am fost mereu mai retras, deci am preferat să rămân în umbră și să fie ușoară cele de studio pe care lumea nu-l vede, dar cei care erau interesați cu adevărat mă găseau pe interiorul casetelor, pe copertă scris în leoane. Uite, aici avem aici discul de platină 3 Sud-Est, în 1998 și Biugi Mafia de cartier.
Asta a fost primul premiu pe care l-am luat la Gala Cat Music. Scrie aici: pentru merite deosebite în crearea și promovarea muzicii românești. Am fost la concertul celebru la Severin, acolo ce s-a acolo a venit pur și simplu acolo, poliția? Acolo poliția era oarecum pornită cumva. Cred că erau ei foarte deranjați de câteva piese de ale noastre. Asta 98? 90 și la începutul 97. Deci aveam primul album, EP-ul cu Pantelimonul Petrece, în Cozim Poveste, și Născut și Crescut cu Pantelimon. Dar era o piesă cu poliție, cu moarte, cu... Da. Și s-au simțit deranjați, plus că aveau ceva, o problemă cu patronul localului, sau altcineva avea o problemă cu patronul localului și a zis, hai să facem asta acum. Și au venit cu cameră să filmeze și să facă caz de ultraj contra bunelor Moravu și de instigare la violență și de... Le-ați fost deținuți atunci? Deținuți o noapte, da. Reținuți o noapte. Deținuți. Au încercat să facă dosar, dar probabil... Oricum, a treia zi era toată presa plină de treaba asta. Cred că nu și-au dat seama ce fac. Mi se pare că și lucrurile astea v-au folosit într-un bine, e imens. Imens. Au creat, au ajutat foarte mult la construirea și definirea imaginii trupei. La poliție 99 am mers după, cu albumul de cartier, care la fel pentru că se vindea atât de bine, s-a vândut atât de bine, de cu știu 100 și ceva de mii de unități, asta legal, că în mod normal pirateria fiind la 8 la 1, probabil era la 1 milion de unități în toată țara, ceea ce era imens. Impactul albumului respectiv în România a fost mare, foarte, foarte mare. Și atunci, cu coperta albastră. Da, și atunci și am dat niște bani la avocație, am mers, am dat niște declarații, confiscau casete de pe tarabe, și nu doar de la noi, de la noi, la familia, ilegal, adică nu eram doar noi în vizor. Pentru toți cei care mă irită, am o vorbă să vă spun. Gura mică pentru toți cei care nu mă lasă să sper. Văd a fost de cartier, cu limbate cartier. Pentru toți cei care mă irită, am o vorbă să vă spun. Gura mică pentru toți cei care nu mă lasă să sper. Văd a fost de cartier, cu limbate de cartier. Sunt Kelly. Acum mă știi bine când mă vezi pe stradă. Pune câinii pe mine, critica ta la vorba mea e nimic. Când ating grade, latin și campele. De cartier, 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 pe casa. Spui negru, spui ceasă, spui banii, spar casă. Right.
înseamnă viața de cartier, dar nu știu cât recunosc că sunt cu totul altfel pentru voi. Din prima zi în care am rostit cuvântul, am început din prima seară în care s-a învârtit pământul. Mi-au zis ai mei, zi ce vrei, dar să producă lei. Mi-am luat 2 MC, cu mine 3, care și DJ. Și chiar acum este timpul să vedem regnetul agoniei naționale sindicat în carne și oase la MTV TRL. Hai băieți, hai Dogs, că știi drumul. Băieți, bine ați venit și bine ați revenit, de fapt. Salut. Apropo de discuția precedentă cu bifurile intertrupe, deci astea sunt întreținute și așa, create artificial de pasiurile care se învârt în jurul trupelor. E și mult marketing în zona asta. E și marketing, nu dau nume, dar un producător ne-a spus, trebuie să vă găsiți neapărat pe cineva cu care să intrați în conflict, în scandal, pentru că chestia asta vin. Album rimaru solo de la stereo la mono pe felie. Din subteran apar cu meserie, să se știe în parohia cum che pasa. Rag la microfon, irac la stric pentru la rasa. Românii n-am să stau deloc pe loc cu joc de gleze. Urați-mi un noroc că plec la drum și nu e leste. Ca un fum de LSD, misiune imposibilă. Total original, dotat o rimă intangibilă. Chiar dacă nu pui acum valoare pe vechime, poți să te fac de rime, să te iei cu mâna de cap, să nu mai știi de tine, să poți să zici doar aoleu, că zici de unde le scos trăița. Daci, 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 când se uneau, se uneau, se uneau, erau de neînvins. Îl atac să vă își fac, căci nu pot să tac. În stilul dac e un flac să vă pun capac. Că ce vestit ca Berlinul în Europa. Și eu sunt ca din Phoenix, Andrei Popa. Nu hai duc, ci vestit ca dar trecos. Și ce produc e un rap contagios. Se ia rapid și dispare foarte greu. Numele meu, răspopitul de geneu. Eu sunt vexatul Vex. Sunt aici cu omul meu, rimarul, vecinul meu, mă înțelegeți? Am venit să dăm un deles lyric, un howless bowless, mă înțelegeți? Deci, treaba e în felul următor, noi suntem pe aceeași zonă. Eu când scot capul pe geam, dau în Doca, în bulevardul Doca, omul meu scoate capul pe geam, dă în Buzești. Deci, cum să vă spun eu, asta este, asta suntem, Gara de Nord. Gara de Nord de Vânt, trimarul la macur când am arde. Miram de barul la conte de bun, la fraieri conere spun. Cum decurge treaba ta, îți place treaba ta. Ca scărbos plecat întreg, ascultă asta. Seră de seră vexatul vei stă la open. Zona de confluență de întreg cartele. Titulesc cu numai victoriei, basta la Gara de Nord. În inima mea sunt toate de acord. Word. Care vechi firmezi mult prea complet despre subiect de rezept pe rând. Nu vă ciți frate, predici din amvon că suntem aici de viață. Ideea de a ieși pe nașpa față nu place. Dar mă gradau ca pace. Pace! Regatelului azi e șansă, zic totdeauna. Gata că de când sunt mic am simțit voie bună. Înconjurat de voi ce cu care atunci jucam pac-pac. Astăzi bem împreună direct de la Gara de Nord. Planeta mea, da, înturecată ca lău. Ridic cuvântul pentru Gara de Nord. Bine ați venit la bord în Gara de Nord. Direct de la Gara de Nord. Planeta mea, da, înturecată ca lău. Ridic cuvântul pentru Gara de Nord. Bine ați venit la bord în dar cum în creavă și dau în concret. Lumea îi se duce ca să-și ia bilete. Dă-te și-și face cruce. Atunci când vede, ce vede, ce vede. Ia zile tu rimarul de ce vede. Vede pe capote care ești la cea de seara. Un rulaș care dă pe dară vreun joint autoxon.
Kebabul expirat produce cancer. Ascolim domeniul de prea mult ocolit de fish. Oricine are ceva de zis, am in the zone. Pentru a turist, dar eu sunt pe zonă. Seara aici, veribil de chiar te satur. Stăm cu toții pe țigara, vice, roi și pe ragam. Venoți, iau, merge pe stradă, merge cu capul sus. Am spus că la gara ajungi foarte te cheme. Glasuri de sirene, doar sirene de ambulanță. Anunță când au loc tropică de bede bajore. Plăcut să nu țin caca cu memoria. Cu amănuntă m-aș vorbite decât Mara, istoria. Direct de la gara de nord. Planeta mea, da, înturecată ca lor. Vedeți cuvântul pentru gara de nord. Bine ați venit la bord în gara de nord. Direct de la gara de nord. Planeta mea, da, înturecată ca lor. Vedeți cuvântul pentru gara de nord. Bine ați venit la bord în eu aparțin gării de nord, exact ca Novak lui Guia. Când o să mor, dar trag de cord, întreaga gara o să-mi cânte, aleluia. Frați și surori, e mult până departe, dar am un nume de cod Rimaru pentru eternitate. Poate că mă arate palma aici cu frații tu, vexa tu. O să le dă cuvântul pentru cei din piața gării, activa până în Santa Fe. Primăria Titulescu, baby. Din centru pentru unii numă, pentru gabure numai cimă. Pentru ragra de ric, întregul ras e locul unde se adună o mie. Sunt la cistrezi atunci când pe felie reprezint gara de nord. Divina parohie. Orice răgălie aude gara, ne adă cocarari. Existe la cotar și antimorocar. Că noi suntem finuți, nașul tu îl zic. Vexatul și rimanul te ia de retelere. Direct de la gara de nord. Planeta mea, da, întunecată ca lor. Vedeți cuvântul pentru gara de nord. Bine ați venit la bord în gara de nord. Direct de la gara de nord. Planeta mea, da, întunecată ca lor. Vedeți cuvântul pentru gara de nord. Bine ați venit la bord în gara de nord. Direct de la gara de nord. Planeta mea, da, întunecată ca lor. Vedeți cuvântul pentru gara de nord. Bine ați venit la bord în direct de la gara de nord. Mai învățăm și noi câte ceva de la voi? Da. Despre decalogul ăla mai trebuie să aflu eu câte ceva și consider că astăzi am o zi împlinită. Încep cu un freestyle, o rimă de Cristea. Exprim un scop să pun pace în hip-hop. Punctul meu de vedere, să dau pace în cartere și să reduc ora la tăcere. Pentru că mine nicio supărare nu ține. Dușmanilor nu mă apine, nu vreau să fie rușine. Când o să trag o linie, vreau să spun că am făcut ceva. Lumea să spună bine așa. Când o să dau băieți de cartere sus și jos, când eu cântam cu de-astea, voi întorceați baschetii pe toți, mâncam escasca. Baza pe diferență dintre mine și ei consider că e de competența mea să metalez experiența și să mă dedic de întregul. Acum vin cu 10 sfaturi, ia-le ca reguli. Alegerea îți aparține ție, dar eu ți-o dau la prima mână cu tot cu garanție. Și fie ce o fie marfă proaspătă, de ce să iei marfă proastă, bă? Că asta e testată-tă. Oficiu de protecție, antifrecție, metadon, vexatul slec. Treceți la lecție. Regula de bază în cartier, cu impresii în cap, mâncați și nu o să te placă nimeni nicăieri. Așa că scoate-ți-le în caracter, că n-o să te ajute în momentul care o să fii luat în șuturi. Privirile pe care le atragi, cu felul în care mergi, cu felul în care te îmbraci, poate să-ți fie fatale când pune unul ochii pe tine și zice: băgame și pula măsa de panchești. Eu cu el ne știm din 94, tovarăși pe viață. Cu el mă amuz când dinozaurii apar iarăși pe piață. Casete mai ai? Mai vrei ține? La bac ascultam, citeam mai trei fine. Ardeam două paie, trei fire de la stație. Anul 1998, muzica românească începea încet încet să răsară. Cântărețele de suete ale anilor 80 erau uitate. Casetele cu băieții de la B.U.G. Mafia și La Familia se vindeau ca pâinea caldă. Fetele dansau pe t-shirt și Genius și suspinau după MBNC. Plutea în jur o efervescență, un suflu nou. Acesta a fost contextul în care, pe 3 februarie 1999, Postul Atomic difuza primul videoclip românesc. Ina Ilie era pe atunci doar o puștoaică peste care dăduse norocul și care ajunsese peste noapte prezent. Pe vremea aceea televiziunea era ceva inventat și inventat de către noi în momentul acela, era ceva foarte nou și atunci noi luam ce ne plăcea foarte tare din toată povestea asta.
Trebuie amintit videoclipul Loredanei cu B.U.G. Mafia. Mind-blowing. Deci ăla este videoclipul care a pus România pe foc din punct de vedere al, mă rog, imaginii, muzicii și al featuring-ului în sine. B.U.G., Mafia cu Loredana. Practic în fiecare oră vedea acel videoclip, te năucea. Îmi scot pălăria în fața unei doamne și o pun la loc în fața unor domni, căci avem parte de Loredana și B.U.G. Mafia! Mama și la tata, parcă sunt tot mai obosit. Mi se pune fata, văd cum cad băieții de lângă mine, tot mai greu și încet, încet la fel se duce și sufletul meu vin la punct, te-am bătut îngeraș. S-a adunat prea multă suferință și umilită, chiar dacă mai vezi oamenii zâmbind și totul pare bine. Numai banii mai contează, doar asta ține. În cartier trebuie să fii prea băiat, băiat, să stai drept, să nu lași capul plecat. Respect pentru cartierul meu, poate limon m-a învățat să rezist. Să-l umor. Ridică-mă la cer. Ridică-mă la cer. Ridică-mă la cer. Ridică-mă la cer. Îngeri, să mă ridice la cer. Acum când lumea e a mea, sunt băiat de cartier. Nu mă las, nu mă las. Cât am un avantaj, pariez pe tot ce vreau, îmi pun viața caș. Numai Dumnezeu știe dacă greșesc, dar eu lupt în continuare. N-o să mă opresc, o să reușesc să țin lumea la degetul meu, că m-am născut în lumea mea. N-am primit nimic decât spirit de luptător ca să supraviețuiesc, căci la capăt doar campionii se întâlnesc. Singur tot ca lumii și totuși lumea e a mea, unii nu mă înțeleg. Zile Loredana. Orașul ăsta cu mie de porți, cu mii de povești, se sute de nopți. E un lume în care ai loc pentru toți, cu zeci de destine trase la soț. E un lume în care poți să te pierzi, cu vise care încă mai lumea e a mea. Ca ești cu gândul oarecând, toate alte ori să se termine. Ori să se termine. Reprezint strada, un mod de viață de care ție nici nu-ți pasă. Chiar în față, chiar în față, chiar în față. Chiar acum despre cartier, despre cartier. Oare știi cum e? Doar o plimbare la alt nivel. Hai să vezi la fulg de stradă niște lucruri pe care n-ai să le înțelegi. N-ai trăit, n-ai văzut, toate spune. Nimeni n-o să poată să ne schimbe pe noi vreodată. Cineva sau ceva în cartier, niciodată. Niciodată pentru băieții mei. Crezi pe prea fângerită, bine pe ne-i dice la ce. Thank you.
Au fost B.O.G. Mafia și Loredana. Rămâne. Hip Hop. Hip Hop. Hip Hop. B.U.G. Mafia. De multe ori mă întreb, oare cât o să mai țină? La familia. Care tare cu băbiciu din cartel, B.U.G. Mafia, ilegal la familia. Asta e viața unii, au prea multă tine. Moromeții. Hai și nu gândește-te că merită prietene la petrecere. Pașa. Sunt unicate, gândiri neadaptate la prezent. Constituie un impediment. Paraziții. Banii au suflet și rămân doar bani. Banii și din frați pot face dușmani. Ilegal. Niciodată un nimeni. Nu poate așa, e ultimul lucru pe care l-aș vrea. Niciodată un nimeni. Racla. Una pentru bani, bani, două pentru geaba. A treia e pentru racla, iar a patra deranja. Hip Hop. Deodată. Să fie într-un corp. 1, 2, 3 și cine e? Hai bine. N-are și niște inițiale? Asta o fi? Hip Hop! Câștigătorul este... Să zic pe românește sau pe engleză? B.U.G. Mafia! Doamnelor și domnilor! Câștigătorii bombei muzicale! Mulțumim foarte mult! Am vrea să mulțumim în primul rând familiilor noastre, tovarășilor noștri, casei de music, casei de discuri, Cat Music, pentru tot ce a făcut pentru noi. Vrem să mulțumim organizatorilor spectacolului pentru că au recunoscut hip-hop-ul românesc. Mai ales băiețașilor de stradă care ne-au susținut și care ne susțin. Vrem să împărțim bomba cu voi. Ca să ai mai mult. Niciun senator n-a coborât formațiile de hip-hop cum sunt? Ce înseamnă lepte? Iar eu sunt de acolo de unde. Foarte bune! Cine a zis că e ușor? Jocul ăsta nu e jocul fraierilor. De ce că nimeni nu pune curul pentru mine? Nimeni nu mă susține, la rău poate doar la bine. Fiecare salvează pielea interesul. Ții minte că făceam primele clipuri de hip-hop cu cei din La Familia sau cu cei din B.U.G. Mafia? Era vorba despre viața în cartier, despre pericolele vieții în cartier și ce se întâmplă cu ei razna pe căi greșite. Era curentul ăsta, să vorbești despre carențele societății, să te transformi într-un purtător de opinie și așa mai departe. În trecutul divelor strălucitoare de astăzi sau al băieților duri care impun respect din mașini de 725 de cai putere, există un artist cam sărăcuț și foarte naiv care la sfârșitul anilor 90 testa pentru prima oară emoțiile unui videoclip muzical. Pe atunci n-aveam industrie sau reguli, însă aveam o mână de oameni energici și foarte talentați care au scris istorie și care au lăsat în urma lor o sumedenie de producții videomuzicale. Regizorul Tudor Giurgiu era pe atunci directorul artistic al postului Atomic TV. Cred că marele rol al Atomicului a fost faptul că a pus muzica românească pe hartă. A fost foarte interesant să vezi cum ai participat practic la nașterea unei industrie. Postul Atomic era nu urmărit, foarte urmărit. Dacă nu erai pe Atomic, nu existai ca trupă. Învățați să ambalăm motorul, că lumea țipă doar când trecem vingătorul. Dacă e muzică hip-hop, se referă la cartierul românesc din București, care o fi el, la persoanele și personajele care populează un astfel de cartier, adică în niciun caz piscină, mașini, autostrăzi. România a început să dea din capă hip-hop. Pe cât de fragilă pare, Andreea Păduraru este un om puternic. Este femeia regizor care i-a strunit în videoclipuri, printre alții, pe băieții de la B.U.G. Mafia și Paraziții. De la primul puștan suntem, următorul pas. Până ultimul golan suntem, următorul pas. Sau fără bani suntem, următorul pas. Niciodată în spate, totdeauna se poate. Dana a fost una dintre puținele femei cu care am lucrat. Încă o dată, cea mai fidelă fată.
M-am ferit foarte tare pentru că în cazul femeilor era absolut obligatoriu să cosmetizezi foarte tare lucrurile. Nu cu ea, ea cânta muzică hip-hop, era ok. Oricine crede pas, fac versus să cânt, toți fraieri cred că cineva e acolo se ascute. Foarte rar, muzica pe care o cântau femeile era una care avea un mesaj dincolo de te iubesc, mă iubești, te-am pierdut. Eu mi-am dat seama de impactul unui videoclip abia în momentul în care Atomicu a lansat Tupeu de Borfaș. Fraierilor sunteți ca 100 parafari, sunt bărățași, am tupe de Borfaș. Strigă-ți la fămâni, gata că sunteți cu mâine, dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Mi-aduc aminte că mi-am făcut premiera undeva în luna martie, iar în aprilie auzeam piesa urlând din mașini care mergeau cu geamurile deschise. N-am venit să vorbesc aiurea, cum cred unii bovețași, nici să fac un impresar, am tupeu de Borfaș. Încercam să-mi imaginez unde putea să apară și Dana, Marihuana, unde apăreau băieții, care-i povestea din spate. 3 zile de filmare într-un garaj, garajul Covărcescu. A fost la filmări, nu știu, foarte multă lume implicată. Cred că au fost cel puțin 200 de persoane, tot cu figurație. Mi a plăcut foarte mult ideea asta, cu sala de box de la început, cu meciul, cu băieții care se antrenează, cu tot ce cu filmarea asta din mașină, asta cred că a fost și ideea lor. Și bine, vagabonții din Sănăjean, nu dau înapoi, ciudat! Cum cred unii bovețași, nici să fac pe impresar, am tupeu de Borfaș. Aici e București, nu e nici est, nu e nici vest. Nu mă interesează lupta altora, nu-i lupta mea. Sunt prea mulți impresari, nu știu cu care să încep. Toți cred că dacă ascultă muzică, știu să facă revorbiți. Numai despre noi n-aveți niciun mesaj în fața microfonului, însă aveți cu toți curaj. Nici bine n-ați apărut, vă credeți bovețași. Fraierilor, stați deoparte, am tupeu de Borfaș. Mi-aduc aminte când era și eu la început, toți mă priveau de sus. Acum i-am făcut, am în stânga dreapta băiețași gata să sară pentru mine. Când pentru vagabon și ca să o fac bine. Dar fraierii cred că sunt obsedați, s-a cucat oameni normal și s-au trezit bazați. Coleg, suntem mult în față și tu știi, putați-vă măcar ca bărbați, nu ca niște copii. Totul s-a terminat, v-ați dus de râpă. Imperiul vostru se destramă, șeful plânge ca o târfă. Strigați la fămâni, gata că sunteți cu mâine, dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigați la fămâni, gata că sunteți cu mâine, dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigați la fămâni, gata că sunteți cu mâine, dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigați la fămâni, gata că sunteți cu mâine, dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Mă calce fraierii picioare, nu lăsa capul jos pentru că doare și mai tare. Bulangiilor le place să se rupă în figuri, să se dea bazați, de fapt ce înseamnă că-s fraieri sigur. Dar gata, s-a terminat, acum nu mai îndur, faceți figuri ca trofele când le pui mâna pe cur. Suntem cristale false care când le atingi se spar. Gelozie și invidie e tot ce aveți în cap. Muzica mea a adus plăceri, dar și dușman. Viața e mai complicată ca un poker pe mulți bani. Sper să rezist până la capăt, nu cedezi. Oricum mai bine mor decât sânge în ughei. Strâfele vor să-mi tragă țeapă. Băiețași nu vor să-și vadă de treabă. Mulți îmi găsesc defecte, impresii cap și de zi. Cât un fraier se crede băia, băia. Fac sălăzeanul cunoscut peste tot și caut să am în ochii tuturor un loc. Fraierilor sunteți ca 100 parafari, sunt băiețași, am tupe de Borfaș. Strigă-ți la fămâni, gata că sunteți cu mâine, dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigă-ți la fămâni,
dacă o să-și ia înapoi fiecare palmă dată. Vorbim despre viață de cartier, frailor, viață despre care voi nu știți. Hai noroc, salut și la mulți ani, de ce nu? Iată că am câștigat pariul și exact peste 7 zile Area 52 s-a produs. Nu pot scăpa, ești în belea. Judecătorului ăsta nu-i place de fața ta. Ai o grămadă de fapte făcute sau nefăcute. Dumnezeu mă stă acum să te asculte, să te ajute, fiindcă Gaborii nu doar de toa. Când pe dosar scrie și atâta, doare fina ta, fina ta. Nu ai mituit pe cine trebuia. Rugăciuni se ridică în fiecare zi spre cer. Dumnezeu m-a auzit, m-a scos de cartier. O să reprezint, o să mă schimb. Suferința m-a învățat cum să înving. Ziua judecății e aproape, nu s-a tirat. Hai supraviețui, ne-ai ținut capul plecat. În mărgine, poartă albă sau jilava. Bă, îi țai și strigă și acum spre ce. Dumnezeu e băiat de cartier. 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 Urmează, toată ziua străzile, nu știu ce urmează. Sunt conștient că vagabonțala nu durează. Teme cu ștani, mi-a fost capul numai la prostii. Încercat să fac milioane din câteva mii. Lucrurile n-ar fi fost grele de la început. Dacă mi-ai fi dat tot ceea ce n-am avut, nu a fost lângă mine nici măcar, nici măcar. Da, pentru tot ce am obținut, am luptat, n-am luat de-a gata, nimeni nu știe cât de tare doare de pe tovare și cu care ai crescut în închisoare. Îi mulțumesc celui de sus că mi-a pus microfonul în mână, că mi-a ușurat viața. Când încerc să înghesui 7-8 inși într-un apartament la marginea București, problemele de familie vin uite așa. Ai venit în paradis, fă cunoștință cu lumea noastră de vis. Cu lacrimile, cu ignoranța, cu cei care și-au pierdut speranța. Se trec niște ani, i-a luat garda aiurea. Bătăi amenzi, dacă nu vezi, nu crezi. Cine dracu să se pace, nimeni n-ai bum. Toată lumea lasă capul jos și-și vede de drum. Suntem deseori priviți drept animale. Și cartierul unde stăm, o închisoare. Cu prea multe fețe de infractori, aruncă o simplă privire, îți dă fiori. N-ai cum să scapi, n-ai cum să evadezi. Pleci capul în continuare, te resemnezi. Politicienii se chinuie să ne ardă rău. Nu le pasă de curul tău. Băiețașii sunt în aceea sărăcie. Și combinațiile de altă dată mi le fac mie. Ăia care vezi pe la televizor cu furăciuni și tentativă de omor. La început au fost și ei ca mine și ca tine. Cum dracu a ajuns acolo, cine știe? Nu știi, nu cunoști, la școală nu ți-au zis. Păcat, bine ai venit în paradis. Ai venit în paradis, fă cunoștință cu lumea noastră de vis. Cu lacrimile, cu ignoranța, cu cei care și-au pierdut speranța. În paradis, fă cunoștință cu lumea noastră de vis. Cu lacrimile, cu ignoranța, cu cei care și-au pierdut speranța. Avem o chestie? Uite, asta este tată, lucrarea lor, deci se cheamă La Familia, bine ai venit în paradis, care cuprinde 14 piese. Uia, parte să dai și tu cadou, care l-am adus nouă. Nu, altul e cadou. Bă, să nu faceți voci mechere pe aici. Băi, ți-i spun Butterfly. Butterfly? Așa se folosește. Ia uite, mâncați-ți. Poate ăsta ai nevoie de... Stai așa, să mă numesc. O să-mi arăți tu după emisiune. Într-o seară de mai plină de trap și banală, așteptam cu o țigară să te iau de la școală. Toată lumea o ține minte pe aia cum a apărut prima oară în videoclipul Racla. Era îmbrăcată în piele din cap până în picioare și cu tocuri înalte și cum se unduia la sciv. Cu Vali Hotea a venit cu ideea asta să facem un clip total non-MTV-ist, adică fără tăieturi. Are tăieturi, dar foarte puține. Este un culoar circular pe care noi ne alergam, practic,
astfel încât camera, dintr-o singură mișcare, să ne descopere rând pe rând pe mine, pe Cagula, care era în rac la vremea respectivă, și pe Anda, fără tăieturi. Și mai era chestia asta, neapărat dacă aveai un clip hip-hop, trebuia să pare underground. Și din punctul ăsta de vedere, acel subsol și cu fumul care era proiectat, era foarte scary, așa. Zona de hip-hop rămânea cea mai ofertantă pentru regizorii de videoclip. Industria de film era moartă, așa că singurul loc în care absolvenții de regie puteau să-și exerseze creativitatea era în regia de clip. Am făcut să lucrez și cu paraziții când am lucrat cu ei, pentru că și ei sunt foarte deschiși și am găsit tot timpul soluții bune pe muzica lor. Erau interesante clipurile de hip-hop pentru că pe atunci se dezvolta curentul și era foarte interesant să auzi muzica și textele. Cred că una dintre cele mai puternice locații în care am filmat a fost cea din videoclipul B.U.G. Mafia, o lume nebună, nebună de tot. Un quartal de blocuri undeva în Titan arăta absolut copleșitor. Era vorba despre viața în cartier, despre pericolele vieții în cartier și ce se întâmplă dacă o iei razna pe căi greșite. Blocurile alea de 10, 11, 12 etaje, nu știu, erau absolut strivitoare, așa, veneau peste oameni, peste personaje. Într-un concert de zile mari, pe litoral vin 10 trupe pe $200 la cel mai mare festival. Piese furate se prezintă, dar mama e prea bătrână, prea proastă să se prindă. În anii 2001, cred că s-a întâmplat, Paraziția a apărut cu Shoot Yourself, care era un protest împotriva playback-ului care se făcea în concerte în România, care era o chestie una peste alta nasoală, da? Și merita să protestezi împotriva ei. Banii zboară în orice direcție, tu te închini la suta de mii cu două mâini, producătorul tău spune nu cânta, dezbracă-te. Evident că mi-a atras destul de multe, mie personal, destul de multe relații proaste cu artiștii care erau caricaturizați în videoclipul ăla. De câte ori deschid fereastra, de atâtea ori o închid la loc. Am fost și suntem țara tuturor posibilităților video. În arhiva de clipuri făcute după 1995 există de toate pentru toți. S-au filmat mici bijuterii regizorale făcute ca la carte și mult peste ceea ce se produce astăzi, dar și materiale gândite doar să aibă priză la marele public. Versuri stupide, machiaj strident și goliciune. Totul s-a schimbat după 1999. Odată cu apariția postului Atomic TV, câțiva absolvenți de la regie de film au început să-și formeze propriile echipe de producție și să facă videoclipuri. Întrerupem programul pentru o știre de ultima oră. După ani de experiență, un grup de cercetători români a descoperit formula alcoolului non-alcoolic. Se deschisese o nișă generoasă pentru tinerii care nu aveau bani să facă filme serioase de lung metraj. Există alți oameni care s-au nișat pe videoclipuri și au zis: tată, las, până ajung eu Zefirelli, mai stau puțin și fac clipuri pentru pipiță. Au fost niște clipuri, țin eu aminte, foarte, foarte bune. Mie mi-a plăcut, de exemplu, foarte mult clipul făcut lui Paraziții, ăla cu liftul. Munca e frumoasă ca femeia, evident la vârsta teia. Omul din liftul tău, da. Paraziții, de-a lungul timpului, și-au reinventat clipurile aproape tot timpul, au experimentat foarte mult cu partea asta. Sunt alături de doi demonstranți. Ce părere aveți despre acest fenomen? Noi milităm în favoarea partidului Sticla de Fier, îi susținem din tot sufletul. E un lucru bun pentru noi. Da. Dorim ca, după cum se vede pe aceste cartoane, casa să fie casă, masa să fie masă și alcoolul să fie alcool. Alcool. Paraziții iarăși a apărut cu primul videoclip în care a avut foarte mare succes la momentul ăla, primul videoclip în care nu se auzea muzica. A fost iarăși un protest împotriva cenzurii pe care CNA o impunea foarte puternic la momentul ăla. E greu, a fost mereu, dar nu ca azi 50%, sunt tot 50% zbadigăți. Vreau să văd acum doar partea frumoasă, mâinile în aer care încă fumează.
Atențiune, atențiune! Urmează un comunicat important pentru cetățeni. Trei elemente antisociale sunt în libertate. Chelo, Ombladon și Freaca Tadis. S-a semnalat prezența lor în zona spitalului de nebun local. Cetățeni, evitați orice contact cu cei trei. Sunt genul de om care mă pui și-n liftul tău, bagabuntu, natural, fac rău. Dai vina pe copii că fac tot ce e rău, țeapă. Eu mă pui și a început să-mi placă. Spui că sunt un nenorocit, sunt omul din lift, mereu fericit. Bat mort, cad stâncă, fac planning familial cu mâna stângă. Ce știi mai bine de la tatăl tău? Bagă două degete pe gât când ți-e rău. Nici o activitate în general, vin acasă, în ultimul hal. Munca de birou îmi face rău încă, angajez secretară cu gura pungă. Munca e frumoasă ca femeia, evident la vârsta treia. Dacă înțelegi asta, pe muzica mea poți să-ți bați nevasta. Munca e frumoasă ca femeia, evident la vârsta treia. Dacă înțelegi asta, pe muzica mea poți să-ți bați nevasta.